Bună seara, oameni frumoși! M-am gândit să vin în această seară către voi cu o etalare un pic mai specială, în care o să ne uităm foarte adânc în inima și în sufletul persoanei voastre dragi, persoane speciale din viața voastră. Ok, o să încercăm să facem trei variante. Aș vrea să vă alegeți una dintre aceste trei variante. Primul pachetel de cărți îl vom folosi pentru prima variantă. Vom folosi probabil și alte pachetele, dar în special cele trei. Deci aceasta este prima variantă, cea de-a doua variantă de cărți, iar cel de-al treilea pachet pentru a treia variantă. Ok? Bun, haideți să vedem. Având în vedere că mâine am înțeles că este un portal foarte important, în care cu toții vom trece și dacă vrem și dacă nu vrem. Încercăm să ne uităm așa un pic. Să vedem ce ne arată cărțile, ce vor să iasă. Bun, cărțile au fost deja amestecate, ne jucăm un pic cu ele. Țin să vă mulțumesc în mod deosebit celor care v-ați abonat la acest canal. După cum bine știți, sunt la început și îmi dați foarte mult curaj. Ce aș vrea să mai spun? Țineți cont și de faptul că aceasta este o etalare generală, deci este posibil să rezonați sau este posibil să nu rezonați cu ceea ce o să ne arate cărticelele. Voi trebuie să faceți selecția, luați de aici numai și numai ce rezonează cu povestea voastră. Numai și numai ceea ce voi simțiți că este pentru voi, ce nu, lăsați-le pentru ceilalți sau aruncați-le pur și simplu la gunoi. Bun. Haideți să începem. Bun. Prima variantă. Bun. Ne vom gândi ce este în sufletul persoanei voastre iubite. Vom încerca să facem. Le vom așeza într-un anumit fel, pentru a afla mai multe detalii. Ok, cum se simte persoana voastră în momentul în care voi sunteți în preajmă? Cum vă gândește persoana voastră? Aici ar fi un trecut apropiat, un viitor apropiat. Ce are în inimă persoana voastră pentru voi? Ce influențe vin către el sau către ea din exterior? Cum este influențată persoana voastră de cei din exterior? Care sunt fricile sau speranțele persoanei voastre? Este un fel de cruce celtică, dar wow, am început să mă bâlbui deja, dar un pic mai personalizată, să spunem așa. Ok. Mai adăugăm câte o carticică peste fiecare carte, să avem mai multe detalii. Ok, persoana voastră. Cum vă gândește, ce simte pentru voi, ce a fost în trecut, ce va fi în viitor apropiat, cum este influențat din exterior sau ce vine către persoana voastră din exterior, cum îl afectează sau afectează frica sau speranța persoanei voastre în legătură cu voi și unde va ajunge această legătură. Ok, haideți să vedem. Acolo unde vom simți că este nevoie să clarificăm, vom clarifica. Unde nu, nu. Ok? Bun. Cum se simte persoana voastră? Se luptă. Se luptă cu cei din jur. Simte că toți ceilalți îi sunt împotriva. Deci cu șaptele de bâte aici, am impresia că persoana voastră pur și simplu se luptă cu toți cei din jur datorită vouă. Probabil că cei apropiați nu sunt de acord cu voi sau și tot ceea ce își dorește este să ajungă la o victorie, să ajungă la un triumf. Deci și în șaptele de bâte și în șasele de bâte vedem foarte multă pasiune, pentru că bâtele reprezintă pasiunea. Dar în șaptele de bâte, în special, felul cum se simte în preajma voastră, se simte un pic
pic ca și cum voi nu sunteți de acord cu ei, nu sunteți de acord cu ideile lor, este posibil și asta. Sau ceilalți din jurul lui nu sunt de acord cu intențiile, cu ceea ce își doresc ei, ceea ce vor ei să facă. Tot ce își doresc este să ajungă la un triumf, să ajungă la o recunoaștere. Ok, deci asta ar fi cam felul în care se simte ei în jurul vostru, în preajma voastră. Bun, haideți să vedem în trecut. În trecut avem hierofantul și judecata. Este posibil ca unul dintre voi să fi fost căsătorit sau să fie căsătorit în prezent. Poate că tocmai de aceea există aici, există acest impediment, e ca și cum ceilalți îl judecă, se simte judecat de către ceilalți sau se simte cumva, hierofantul și judecata. Da, acolo mă duce cu gândul. Ca și cum e ceva, nu e ceva bine ce face, nu e ceva ok. E ca și cum se simte judecat de cei sau judecată de cei din jur. Arătată cu degetul, arătat cu degetul. Înțelegeți ce vreau să spun? O senzație așa destul de neplăcută, de rușine aș putea să spun într-un fel. Bun. Hai să vedem cum vă gândește. Cum vă gândește această persoană? Păi, vă gândește cu foarte mare bucurie, să știți. Se gândește la voi cu foarte mare bucurie, are gânduri serioase în privința voastră. Își dorește o stabilitate cu voi. Foarte fericit se simte în preajma voastră. Aveți așa un spirit de petrecere. Sau cumva îi dați așa un vibe de petrecere, de voie bună, de bucurie. Da, foarte, foarte bine se simte în preajma voastră și are gânduri serioase cu voi. Sau cel puțin așa gândește, se gândește că ar putea avea stabilitate cu voi, că ar putea întemeia o familie, că ar putea fi ok, că ar... Așa vede. Foarte multe emoții. Frumos, frumos. Bun. Hai să vedem în inimă, în suflet. Da, vedeți voi aici, el sau ea are bariere puse, obstacole, oboseală și iarăși bâte, foarte multe bâte, pasiune are pentru voi, foarte multă pasiune are pentru voi persoana asta. Dar sunt niște lucruri aici care împiedică un pic relația voastră. Faptul că ceilalți nu sunt de acord. Da. Noul ăsta de bâte e atunci când tu ești obosit, când ai frici, când ai teamă, când nu știi ce să alegi. Îndoiul de bâte la fel este ca și cum stai un pic, te retragi, te uiți din spate la toată situația și nu știi sigur ce să alegi. Parcă lași timpul să treacă, pentru că îndoiul de bâte avem foarte mult timp. E ca și cum a trecut foarte mult timp și încă va mai trece, pentru că persoana voastră încă nu știe ce să facă. Încă nu știe ce să facă. Nu știe să ia o decizie. Se teme, pur și simplu se teme. Se teme de vorbele celorlalți, se teme de bârfele celorlalți, ce va spune lumea, ce vor spune cei din jur, cum va fi tratat sau tratată. Da. Dar pasiune există multă. O să ne uităm puțin. Bun, hai să vedem ce vine. Da, se pare că persoana voastră, într-un final, va încerca aici să facă un pas către voi. Va încerca să facă ceva. Va lua o decizie un pic nebunească. Un pic prostească, pot să spun. Dar nu le e un pic așa, nu știu cum să spun, în contradictoriu. Pentru că avem nebunul. Nebunul înseamnă un nou început, înseamnă ceva zero. O luăm de la zero, începem de la nou. O nouă poveste. Dar e urmat de nouăle de pentacule, atunci când tu vrei o independență. Nouăle de pentacule mai poate fi și cartea omului singur, care încă nu e în povestea. Voi nu sunteți amândoi în povestea asta, încă nu veți fi în viitorul apropiat. Deși pare aici că cineva are o idee nebunească și vrea să o ia de la zero, încă nu văd. Nu încă. Cu noul ăsta de pentacole aici, atunci când tu încerci să... E ca și cum el ar merge un pic spre stabilitate financiară, vrea să-și facă un... Da, probabil că se axează un pic mai mult pe stabilitatea financiară înainte de a lua o decizie prostească.
prostească, nu prostească, înainte de a lua o decizie în care se aruncă în gol. Dacă vă uitați aici, persoana asta se aruncă în gol, pur și simplu. Adică nu știe ce face, nu știe spre ce merge, nu știe ce va fi, nu știe cum îi va fi și atunci el încearcă sau ea încearcă să-și creeze cât de cât o bază din punct de vedere financiar. Adică măcar din punctul ăsta să stăm bine. Știți cum vă spun? Măcar cu finanțele să stăm cât de cât bine. Pentru că aici, la câte bâte văd eu îndreptate împotriva lui sau a ei, nu prea ok. Poate că e o persoană și cu un ego destul de mare, persoana voastră. Și se teme foarte mult de a nu fi arătat sau arătată cu degetul de ceilalți. Mai ar fi o variantă care aș putea să văd. Hierofantul și judecata. Este ca și cum tu ești într-o căsnicie care nu e chiar așa cum trebuie, pentru că dacă ne uităm cel puțin în cărțile astea, aici e ca și cum o legătură karmică, o legătură între două persoane care nu se potrivește niciun fel. Vedeți voi? Și judecata. Judecata mai poate veni și cu împăcare. E ca și cum, ok, facem un compromis, în ciuda faptului că noi nu ne potrivim de nicio culoare și că căsnicia asta e pe moche de cuțit, totuși, hai să mai facem o încercare, hai să mai încercăm un pic, hai să împăcăm, să ne împăcăm, să vedem ce o să iasă. Mai dăm o șansă acolo unde poate că n-ar mai trebui dată, știți, ceva de genul ăsta, în trecut apropiat. Și asta ar fi o chestie. Pentru că se teme foarte mult aici de gura lumii, se teme foarte mult, persoana voastră se teme extrem de mult de ceilalți, ce o să spună ceilalți. Vedeți voi cum se apără? În inima lui se apără, ora ei. Se apără foarte mult. Își creează bariere, are frici, e speriat, speriată, pur și simplu e îngrozită, într-un fel, sau îngrozit de ceea ce vor spune ceilalți, de cei din jur. Da. Și aici amână. Îndoiul de bâte e atunci când tu stai, te tragi așa deoparte și te uiți. Te uiți un pic să vezi cam ce și cum, dacă se liniștesc apele, nu se liniștesc, ce zice X, ce zice Y. Stai un pic, vedeți? Vezi o pasăre micuță aici, ca și cum ascultă veștile, ascultă vorbele celorlalți. Da. Da, persoana voastră cam ascultă, ține mult cont de părerea celorlalți, ce spun ceilalți. Dar se gândește, vedeți voi, aici, în 10-le ăsta de bâte de pentacule, își dorește stabilitatea asta cu voi, își dorește o casă, masă, grădină, copii, de toate. Și cu 3-ul ăsta de cupe, da, într-adevăr, persoana voastră se simte foarte multă armonie în preajma voastră. Sărbătoare, armonie, fericire, se simte fericit sau fericită. Dar în treiul de cupe câteodată mai poate fi și că mai există o persoană. Poate că este un trio aici, poate că mai există o altă persoană implicată în toată povestea asta. Hai că o să facem lămurii din curând, să vedem. Bun, ce vine din exterior? Se pare că avem de-a face aici cu o regină de săbii care vine din exterior și influențează foarte mult soarta și viața persoanei voastre. Da, mai există cineva, a treia energie, mai există o femeie, mai există cineva aici în exterior care influențează foarte mult soarta. Bun, cum este afectat? Da, el ține la persoana aia, vedeți voi? El cam ține, sau ea, ține la persoana aia. Da. Avem un as de cupe și avem un patru de bâte. Locuiește în casă cu persoana aia. Locuiesc împreună. Stau sub același acoperiș. Este o legătură între ei. Da. Este un contract aici între ei. O legătură, vedeți voi, pamplica asta? Roșie, ca și cum sunt legate aceste două persoane. Da. Și
și el ascultă sau ea ascultă destul de mult de cealaltă persoană. Sau cel puțin se teme să nu supere, să nu supere. Bun. Frica sau speranța persoanei voastre. Da, eu, da, vedeți voi. Ca și frică, aș vedea cinciul ăsta de bâte, unde evită conflictul. Dacă ne uităm de obicei în cinciul de bâte, sunt toți cinci care se bat între ei, dar noi avem aici un personaj care stă deoparte și analizează exact ce am văzut aici. Este ca și cum nu-i place, persoanei voastre nu-i place să fie competitivă, nu-i place să se bage în scandalul, nu-i place, stă departe de tot ce înseamnă conflict. Poate că asta îl și ține așa un pic legat de cealaltă persoană. Faptul că nu vrea să intre într-un conflict. Iar ca și speranță, împăratul. Deci el își dorește să aibă parte de foarte multă stabilitate, își dorește să aibă parte de tot ce e mai bun în lumea asta, dar fără conflict, fără să lupte prea mult pentru asta. E numai la nivel de vise, e ca și cum eu îmi doresc, dar nu fac absolut nimic. Doar îmi doresc să ajung acolo cel mai sus, în top. Să fiu foarte stabil, să fiu, nu știu, cel mai. De nu vreau să lupt pentru asta. Eu nu prea vreau să lupt pentru asta. Eu vreau așa să împice cumva, dacă se poate, din cer. Da. Știu, poate că unii dintre voi mă veți judeca așa un pic pentru ce spun aici, dar vă spun exact ce văd și ce simt. Bun. La ce se va ajunge? Oh. Păi la ce se va ajunge? Avem un paș de săbii. E atunci când noi urmărim, stăm, analizăm, încă învățăm. Pajul de săbii. Pajul de săbii e atunci când tu înveți. E cartea studentului, cum s-ar spune. Tu încă mai ai de învățat. Tu încă mai stai acolo și studiezi. Avem niște munți aici, poate vor trece ani până când persoana voastră va lua atitudine sau va face ceva sau va reuși să ridice sabia asta. Nu știu de ce am impresia că aveți de-a face cu o persoană destul de lașă, deși pare foarte, sau cel puțin în aparență, pare a fi un împărat, pare a fi cineva foarte puternic, așa, tot plin de el, plin de ego, dar în sufletul lui, în interiorul lui, să știți că este o persoană foarte slabă, este foarte slabă. Da, este ușor de controlat. Foarte ușor de controlat. De ceilalți din jur. Ține cont de imaginea lui. Probabil că de aceea avem și împăratul aici. Ține foarte mult cont, foarte, da, foarte mult ține cont de imaginea lui. De ceea ce arată în exterior. Ceea ce arată celorlalți. Cam asta pare. Deci el vrea să pară cineva sau ceva, dar în interior, acolo undeva, îi este greu. Îi este greu să lupte. Nu știe să-și înfrunte fricile, nu prea știe să-și se înfrunte pe cei din jurul vostru, din jurul lui, cei care îi pun obstacole în legătura asta cu voi. Și aici avem un 5 de pentacole, când cartea în care ți-e frică să nu fii abandonat, ți-e frică de abandon. Ți-e frică să nu rămâi fără bani, ți-e frică să nu. E o carte în care sunt multe lipsuri. Sunt multe, multe lipsuri. Bun, hai să mai punem câte o carticică, poate să clarificăm un pic situația pe masă. Situația e destul de greoaie aici la voi. Destul de greoaie. Am impresia că e vorba de un trio aici. După treiul ăsta de cupe, e posibil să fie vorba de un trio. E posibil ca persoana voastră să fie căsătorită și să nu renunțe la cealaltă persoană de frica lumii, de frica să. Nu că n-ar vrea, pentru că aici îmi dau seama că vrea, își dorește, visează, se gândește la lucrul ăsta, cum ar fi. Vedeți voi? E ca și cum. Oare cum ar fi? Cum ar fi dacă noi am locuit împreună? Cum ar fi dacă aș locui cu persoana mea iubită împreună? Cum ar fi asta? Deci, cumva se gândește la lucrul ăsta, dar nu are curaj. Nu are curaj. Nu are curaj. Persoana voastră nu are curaj să ia o decizie.
Nu, e fricos, fricoasă, afară din cale. Persoană destul de slabă, deși în aparență pare o persoană foarte puternică, dar nu este, să știți. Ok. Să mai trage câte o carte, să ne dăm seama de niște chestii. Da, exact ce v-am spus. Regina asta de săbi, domină sau domină. Persoana asta ține persoana voastră acolo. Deci o are în minte, o are în... se teme de ea. E o persoană destul de aprigă, o persoană destul de rece. Vedeți voi? Da. Ori este mama, ori este soția, ori este, nu știu, cineva din familie, cineva cu care locuiește în casă. Da, și nouăle de bâte, iarăși. Da. Vedeți voi? Este o persoană plină de frici. Persoana voastră are foarte multe frici. Frica de vorbe, frica de a nu fi judecat, frica de a nu, de nu fi arătat cu degetul de către ceilalți. Și totuși, în viitorul apropiat avem soarele. Deci ceva s-ar putea să facă, un pas îl face către voi. Un pas îl face. Un pas îl face. Vedeți voi? Mai e posibil aici o variantă. Până la urmă săriște și să rămână singur. Săriște să rămână singur, să se debaraseze de persoana aia care e destul de rece. Avem soarele, avem soarele care iluminează calea. Adică și cum, vedeți voi, dacă vă uitați aici în cartea nebunului, de fapt în cartea prostănacului, full e prostănac. E atunci când tu iei o decizie fără să te gândești, fără să planifici, tu te duci acolo ca... Nu știi pe unde. Bun. Și are și un șarpe aici agățat. Vedeți voi, de bătuța asta are și un șarpe. Și toxicitate aici un pic. Și nu știe, și-a luat de toate cu el și până la urmă se ia și se aruncă în gol. Deci o săriște. E posibil săriște. Și asta o să vă bucure pe voi într-un fel. Pentru că dacă pleacă din cealaltă relație, mă gândesc că o să vă bucure pe voi. Bun. Ok, hai să vedem în trecut aici ce ne arată. Da, e o persoană care, vedeți voi, au fost multe răni aici în căsnicia asta. Multă ceartă, multă... În cinciul de spade avem ceartă. O ceartă așa, izbucnită din nimic și fără niciun rost. Ceva în genul ăla. E ca și atunci când niciunul dintre voi nu câștigă. Sau... Acum nu știu dacă... Voi luați cum rezonează, dacă... Voi ați fost cei care sunt, sau voi sunteți cei care sunteți în această legătură cu această persoană. Atunci cu voi a avut toată cearta asta și tot. Dacă nu, înseamnă că în cealaltă legătură, în cealaltă relație, a avut toată cearta asta și vorbe, 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 vorbe în care tu ești jignit sau jignești sau... Și ele se adună acolo, vedeți voi, și te umple într-un final de răni. Uite, el tot e bandajat. Oamenii ăștia toți sunt bandajați aici, sunt răniți, Și nu, e o carte în care nu câștigă nimeni. Deci nu câștigă nimeni nimic. Chiar dacă voi credeți că celălalt a ieșit câștigător, nu. El se simte învins. Da. Bun, în inimă, avem judecata. Se cam repetă cărțile, dragii mei. Avem judecata, vedeți voi? Toată teama asta și toată frica asta pe care o are. Deci persoana voastră nu ar avea frică să plece din relația aia. Persoana voastră se teme de ce vor spune ceilalți, de judecata lumii, de judecata celor din jur. Acolo e frica mare. Acolo este. Da. De aceea se retrage aici, se gândește și se simte legat de mână, de picior. Așteaptă, așteaptă vești, așteaptă să vadă ce spun ceilalți, ce spuneți voi. Totuși își asumă aici un risc. Văd un risc care și-l asumă până la urmă. Dar are frică mare de judecată. Judecata mai poate fi și o altă. Mai poate fi și o trezire. E atunci când tu te trezești până la urmă. Și nu mai stai aici legat și spânzurat și legat și de mână și de picior și așa indecis și nu știi ce să faci. Până la urmă e o decizie. Și aia poate fi, să știți. Și toate razele astea de soare aici vin ca și o
claritate. Până la urmă ai claritate, știi ce vrei, știi ce-ți dorești și e o decizie. Bun. Hai să vedem din exterior ce vine aici din exterior. Da, e o plecare. E o plecare aici, e un drum. Un drum la distanță. Deci celelalte cărți mi-arată influența acestei persoane, care o vedem și în mintea lui, această regină de săbi. Poate fi cineva din, dacă o luăm după zodii, poate fi cineva din gemeni balanță vărsător, probabil. Sau poate fi o persoană foarte sigură pe ea, cumva destul de aspră, care își impune anumite reguli și impune respect. Cam știe ce vrea. Regina de săbii nu e o femeie proastă, să știți. Cam știe ce vrea. Și aici îmi pare că, până la urmă, vedeți, să ia și pleacă. Bărbatul ăsta să ia și pleacă și femeia rămâne plângând în spate. Și dacă ne uităm aici, regina de săbii își lasă sabia jos, până la urmă cedează. Cedează, de tot pleacă. Persoana asta tot pleacă. O poveste destul de interesantă aici, la varianta numărul 1. Da, se repetă cărțile. Avem treiul de cupe. Cum îl influențează pe el? Sau pe ea? Cu bucurie. Se bucură de nou început. Se bucură. Se bucură de nou început. Vedeți voi, aici s-ar putea să fie și altceva. Să renunțe, pentru că aici avem optul de cupe. Tu când pleci, vedeți, nimeni nu se uită în spate. Își-a luat băgăjelul și pleacă. Pleacă. Și către ce se îndreaptă? Sau cum îl afectează? Sau afectează. Se îndreaptă spre altceva, spre o uniune foarte frumoasă, spre o dragoste frumoasă, spre ceva frumos, spre persoana iubită, cu bucurie. Bucuria care am văzut-o și aici, de altfel, unde am văzut-o aici, în minte. Vedeți? Deci se schimbă un pic situația. S-ar putea ca persoana voastră, până la urmă, să ia o decizie și să vină către voi. Da. Acum depinde... cum să vă spun, dacă voi sunteți cele implicate în această căsnicie defectuoasă, cu probleme, cu ceartă, cu răni, cu... atunci îmi pare rău să vă spun, dar cred că persoana voastră iubită o să plece în curând, din nefericire. Dar dacă voi sunteți cei care iubiți această persoană, frica sau speranța, vedeți, iubire, iarăși, altă cupă, cupă de dragoste, cupă de dragoste avem aici, cupa iubirii o avem aici, pace, împlinire, da. Dacă voi sunteți cele care așteptați persoana asta să se despartă, să scape, să iasă dintr-o căsnicie care pare eșuată, să știți că va face pasul către voi. Va face acest pas către voi. Deși are foarte multă lașitate, are foarte... dar până la urmă prinde tot curajul ăsta și face alegerea și iese de acolo, să știți. Iese. Iese pentru că avem doi ași aici. Vedeți voi? Doi ași de cupe. Persoana asta chiar vă iubește. Deci persoana asta chiar vă iubește și vrea foarte mult pacea asta, vrea fericirea asta. Vrea să trăiască emoția asta cu voi. Da. Hai să vedem. Și lumea. S-ar putea să fie o distanță fizică între voi și persoana asta să vină la voi, cumva. Chiar dacă o să vi se pară că nu e posibil așa ceva, că nu are cum, persoana asta o să vă caute. Lumea. Da. Nu știu, e o etalare destul de profundă și destul de surprinzătoare, pentru că aici finalul e un pic ciudat. Pentru că avem totuși un 5 de pentacule. E ca și cum îmi arată din partea persoanei, din partea celei cu care are deja o căsătorie. E ca și cum totuși. Că lumea mai înseamnă și un final. Lumea mai înseamnă și un final. Avem și nebunul, avem și lumea. Deci ceva se termină și ceva începe. Vedeți voi? Ceva se termină aici definitiv, dar și ceva începe, ceva nou. Acum, haideți să mai dau o carte aici, vreau să mai văd. De ce lumea? De ce se termină această situație? Nebunul, da, extraordinar.
un turn, lumea, avem turnul și nebunul, deci avem trei arcane majore. Deci situația o să se schimbe radical. Nu știu pentru cine, dar situația o să se schimbe. Deci se închide ceva pentru această persoană. Avem un turn, o să... Deci o să primiți această veste ca un șoc, o să fie ca un șoc pentru voi. Sau pentru această persoană va fi ca un șoc atunci când se dărâmă aici tot și o ia de la capăt. Riscă până la urmă și o ia de la capăt. În ambele cărți nebunul zâmbește aici, deci cu toată inima o să o ia de la capăt. Fără niciun regret. Vedeți voi? E fericit sau fericită că a scăpat din toxicitate. Da. Deci dacă voi, cei care ați ales varianta numărul 1, așteptați o persoană să încheie o legătură destul de urâtă cu altcineva, va face până la urmă. Deși v-a făcut să așteptați foarte mult timp, e posibil să fie așteptat aici, poate, nu știu, poate chiar 2 ani, poate destul de mult, poate 11, poate 9. Da, se închide aici o karmă. Se termină o karmă, vedeți voi. Avem judecata de 2 ori. Avem nebunul de 2 ori. Avem cărți aici care se repetă foarte mult. Ceea ce îmi confirmă că totul va fi ok. Da, și la capătul pachetului un 6 de cupe. Cartea sufletelor pereche, sufletelor gemene. Cartea trecutului, cartea emoțiilor. După multe răni. Și după 7-le ăsta, unde i-a fost frică să facă o mișcare. Da. Bun. Mai clarificăm ceva? Ne mai uităm un pic? Nu prea mai am ce. Dragoste adevărată. Foarte frumos. Deci foarte frumos. Deci, nu știu, povestea asta o să se termine pentru o parte dintre voi foarte frumos, pentru cei care așteptați pe cineva să se despartă și această persoană va da o relație din trecut. Vedeți? O relație dintr-o viață anterioară. Voi v-ați mai cunoscut și înainte. Sau e posibil să fie o relație veche. Voi vă știți de mult. Și asta e posibil. Da. Hai să vedem totuși ce e cu regina asta. Acum sunt eu curioasă aici de o chestie și vreau să o clarific. Ce e cu regina asta de spade? Cine e regina de spade? Ce e cu ea? Ce se va întâmpla cu regina de spade? Va rămâne într-o așteptare regina asta. Vedeți? Pe o parte se... Cineva se bucură, altcineva suferă aici. Da, nu le putem avea pe toate. Cu 7-le ăsta de pentacule, cineva rămâne aici într-o așteptare. Da, și plângând. Și se simte înșelată, înșelat de cealaltă persoană, vedeți voi? Deci pentru o parte dintre voi e o veste bună, pentru o parte dintre voi e o veste rea. Acum depinde de care parte a zidului sunteți. Cam așa văd treaba. Înțelegeți ce vreau să spun? Depinde de care parte a zidului sunteți. Bun, dragii mei, trecem la cea de-a doua etalare. Să ne uităm puțin. O secundă până îmi strâng eu picioarele, adică o să-l pun pe pauză. Bun, dragii mei, am revenit cu cea de-a doua etalare. Cei care ați ales pachetelul roz, favoritele mele. Bun. Haideți să vedem. Îmi cer scuze dacă mai auziți din când în când sunete ciudate. Este cățelul meu care nu are ascultător. Bun, cărticile au fost deja amestecate. O să încercăm să facem un fel de cruce. Pare a fi o cruce celtică, dar este un pic mai personalizată. Haideți să vedem ce iese. Ok? Cineva se întoarce aici din drum. Ok. Mai amestecăm un pic pentru că... Bun. Da.
persoana voastră iubită. Ok, am tras deja două, nu e nicio problemă. Trecut. Ce are în minte, ce are în suflet, ce vine în viitor apropiat pentru voi, ce vine din exterior pentru ce influențează persoana voastră iubită. Cum se simte în legătură sau cum este afectată persoana voastră de ce vine din exterior, ce frici, ce speranțe are și cum se va termina toată această poveste, unde va duce. Ok, la capătul pachetului avem o regină de bâte. Avem de-a face cu o femeie frumoasă aici, o femeie destul de ageră. Mm-hmm. Și o împărăteasă. Foarte frumos. Femei frumoase aici. Ok. Niște doamne, drăguțe, foc. Bun. Cum se simte persoana voastră în prezent? Avem un 5 de spade aici și un 2 de bâte. 5 de spade vine atunci când există foarte mult conflict. Vedeți voi, de obicei, în 5 de spade avem mai multe persoane rănite și toate pleacă așa, e atunci când nimeni nu iese învingător, când nimeni nu câștigă, când nimeni nu câștigă această ceartă, această bătălie. E ca și cum ne certăm, dar ne certăm pentru niște prostii, pentru niște lucruri mărunte care nu și-au rostul. Dar aici avem un personaj care pare că e foarte încântat de rezultatul acestui mic scandal pe care l-a provocat. Bun. Și avem un 2 de bâte. În 2 de bâte avem o așteptare. Avem o așteptare, dăm așa 2 pași înapoi, ne uităm puțin, nu știm încă ce alegere să facem, stăm un pic să ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, vedem ce influențe sunt, ce încă așteaptă. Persoana voastră este aici într-o așteptare. Da, este într-o așteptare în momentul de față. Încă studiază, încă se gândește, încă analizează situația. Ok. Și-a avut o mică ceartă de curând cu cineva aici. Că ați fost voi sau a fost altcineva, vom vedea. Bun. Ce simte pentru voi? Ce are în inima sa pentru voi? Wow! Îi dați foarte mult în mintea lui. Mintea lui sau mintea ei, depinde cine este. Îi dați foarte, foarte mult curaj. Crede că sunteți persoana destinată. Posibil să avem de-a face cu zodia Leu aici. Poate fi orice zodie. Bun, îi dați foarte, foarte mult curaj aceste persoane. Deci vă vede ca pe o persoană foarte puternică, o persoană curajoasă, o persoană care poate îmblânzi și un dragon. Că dacă ne uităm aici în cărțile astea, fata asta îmblânzește un dragon. Deci ceva ce n-a reușit să fie îmblânzit de nimeni. Și are puterea să îmblânzească dragonul. E ca și cum aveți putere asupra vieții lui sau a ei. Aveți putere de control. Și îi puteți schimba destinul, îi puteți schimba soarta în orice moment. Așa gândește. Vă vede ca pe o persoană extraordinar de puternică. Ce are în suflet? Wow! Păi în suflet avem un 3 de săbi și un 10 de cupe. Deci are și răni, dar are și fericire maximă alături de voi. Deci se simte și... Nu știu cum să spun eu, e exact o dragoste cu năbădăi. E atunci când tu te simți și rănit, și nu știi ce să faci, și probabil că și aici este vorba de un trio, de o a treia persoană, ceea ce nu-i place. Dar în 10 de cupe vedem multă, multă, multă dragoste, multă iubire, multă împlinire. Deci în jurul vostru se simte ca și cum, wow, cel mai fericit, cea mai fericită. Da, prezența voastră pur și simplu îi aduce multă, multă emoție, fericire, bucurie. Sunteți aproape totul pentru această persoană. Foarte frumos. Dar cu treiul de săbi îi faceți și inima praf în același timp. Da, îi face și inima praf. Da, se duce așa de la o extremă la alta, destul de rapid. Când suferă, când e fericit sau fericită, când nu știe.
Emoții foarte, foarte puternice. În trecut, wow, un 10 de pentacule și un as de cupe. Deci, în trecutul apropiat, ați fost un. Ați avut o stabilitate, ați avut iubire, ați avut împreună. Ați avut aici multă, multă stabilitate și multă iubire. Foarte frumos, foarte, foarte frumos, pentru că 10 de pentacule vine cu stabilitate multă. Mi-e impresia că sunt și copii implicați în această poveste. Foarte mulți copii văd în cărțile astea. Da, o poveste de dragoste foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Hai să vedem ce urmează să se întâmple viitorul apropiat. Ce vine către voi? Wow! Bun. Avem moartea și regele de bâte. Păi, dragii mei, în moarte e atunci când tu renaști, când tu treci printr-o schimbare. Datorită acestei pasiuni care o are pentru voi, omul ăsta o să se schimbe sau persoana asta o să se schimbe, nu știu, femeie, bărbat. Mie mi-arată un bărbat aici, deci probabil că este o tavare pentru o doamnă mai mult. O să se schimbe, o să treacă printr-o transformare care nu va fi ușoară, bineînțeles că nu va fi ușoară. Pentru că dacă vedeți voi tot focul ăsta care arde, toată pasiunea asta care o are pentru voi, îl arde în același timp. Deci e și dragoste, e și iubire, și pasiune, dar și durere. Deci, nu știu, sunt niște sentimente aici extrem de puternice. Persoana asta are niște sentimente pentru voi extrem, extrem de puternice. Și să nu uităm că la capătul pachetului de cărți avem Regina de Bâte. Deci voi sunteți cuplu perfect. Sunteți cuplu perfect. Sunteți făcuți unul pentru celălalt. Frumos, foarte frumos. Da, regele de bâte, vedeți voi, el este regele cel mai șarmant, cel mai pasional, cel mai drăguț, cel mai, dar în același timp are și o energie, nu are o energie chiar stabilă. Are o energie așa mai on-off. Azi sunt aici, mâine nu mai sunt. Dar având în vedere că are moartea în față, e ca și cum el se uită să se schimbe, se gândește să se schimbe, își dorește să facă acest lucru, pentru că voi aveți o putere incredibilă asupra lui sau a ei. Vedeți voi? Aveți puterea să schimbați viața, să schimbați destinul. El se gândește că voi sunteți soarta, voi sunteți sortiți și ați avut puterea să vă îmblânziți. Nu a fost ușor de îmblânzit. Persoana asta nu a fost ușor de îmblânzit, să știți. Probabil că aveți aici niște calități extraordinare. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Haideți să vedem ce influențe are din exterior această persoană. Persoana voastră iubită, ce influențe are. Are aici niște frici, vedeți voi, și are niște opțiuni. Are opțiuni persoana asta. Da. Și lui este destul de greu să le respingă. Nu știu dacă vă dați seama, dar în șaptele de cupe este atunci când tu ai foarte multe opțiuni în față. Vedeți voi, foarte multe cupe se deschid în fața acestei persoane. Și este destul de greu. Încearcă să stea departe, încearcă să se apere. Da, încearcă, încearcă. Dar este foarte greu, e destul de obosit. Sau obosită. Da. Cred că avem de-a face aici cu un cuplu foarte, foarte frumos. Din câte îmi dau seama. Cu toate opțiunile astea, cu toată pasiunea asta. E o dragoste nebună aici, cu năbădăi. Wow! Bun, deci din exterior cam asta vine. Vin foarte multe opțiuni. Nu va fi ușor. Turnul și magicianul. Da, persoana voastră știe că este extrem de șarmantă. Știe de ceea ce, de puterea care o are. Știe că este o persoană care poate cuceri ușor. Și turnul, vedeți voi, într-un fel nu, cum îl afectează, dar știe că o să se dărâme ceva, pentru că persoana asta chiar are sentimente pentru voi și știe că dacă va manifesta aceste opțiuni, dacă va da frâul liber acestor opțiuni, va ajunge să trăiască turnul, adică va ajunge să trăiască o dramă cu voi. O dramă,
Turnul vine atunci când dărâmă tot, nu știu, când vine turnul, e destul de urât. Dărâmă tot ce nu-i clădit pe bază solidă. Da, și persoana voastră nu prea își dorește lucrul ăsta. Știe că are puterea asta să facă, să dărâme, să strice, să repare. Da, este foarte încrezătoare persoana voastră, dar ceea ce îmi pare extrem de impresionant aici este cartea morții, unde tu renaști, tu te schimbi. Cel puțin în cărțile astea, chiar asta mi-arată, că persoana voastră chiar își dorește să renască cu voi, vedeți? Să se schimbe, să se transformă. Este în proces de transformare. Cel puțin încearcă. Să sperăm că toate celelalte opțiuni vor sta departe. Ok, ce frică și ce speranță are. Asul de bâte. Asul de bâte mi-arată atunci când tu ai idee, ai pasiune, ești extrem de pasional și se pare că asta îi place, asta e ok. Și avem justiția. Vrea să facă lucrurile corect. Cred că persoana voastră vrea să facă lucrurile corect, să fie ok, să fie bine pentru toată lumea. Vedeți voi să fie o persoană justă, să fie. Mai văd o variantă, e posibil să fie, are o pasiune probabil pentru a intra în poliție sau își dorește să, nu știu, să lucreze undeva unde are de face cu statul, cu tot ceea ce ține de justiție, de judiciar, de și are aici o teamă, dar și o pasiune extraordinară pentru lucrul ăsta. Și asta, și aici există o posibilitate. Sau se teme să nu intre în probleme, dar nu îmi dă impresia aia. Cel mai mult îmi dă impresia că vrea să, sau că îi place lucrul ăsta, să intre în poliție sau nu știu, ceva ce ține de justiție, ceva ce ține de judiciar. Nu știu, acolo mă duce cu gândul, nu știu de ce, că are o pasiune pentru lucrul ăsta. Bun. La ce se va ajunge? Avem lumea și regina de cupe. Lumea vine cu un final aici sau cu o distanță fizică. Și regina de cupe vine cu o persoană foarte iubăreață, foarte drăgăstoasă, o persoană care. Lumea. Distanță fizică. Sau încheierea acestei povești. La Miramaș, la ce văd aici pe masă, n-aș crede că se încheie această poveste. Și cu regina asta de cupe aici, nu. Da, e posibil să ajungeți la un moment dat să fiți la o distanță fizică, să fie o distanță fizică între voi. Și cu regina de cupe și să-i duceți dorul aici, pentru că regina de cupe, vedeți voi, ea iubește și varsă lacrimi și plânge și își oferă sufletul pe tavă și cea mai iubăreață dintre toate, e cea care știe să iubească, regina de cupe chiar știe să iubească. Dar poate fi și o dragoste platonică aici, cu regina asta de cupe și cu lumea. Și să existe la un moment dat o distanță fizică între voi. Bun, hai să ne uităm puțin. Hai să clarificăm un pic, deși îmi place foarte mult cum arată, cu excepția ultimelor. Și turnul ăsta de aici e un pic ciudățel. Bun, tu ai făcut aici, aici te las. Hai să vedem. Bun, voi luați numai ce rezonează în această poveste. Un 10 aici, un final. Un 10 de săbii, un final în mintea lui sau a ei, este un final. E ceva aici care trebuie să pună capăt. Se sperie, persoana asta se sperie de ceea ce simte pentru voi, să știți. Wow! Deci persoana asta chiar se sperie, îi dă fiori. Vedeți voi? Simte că aveți puterea să-i schimbați soarta, să-i schimbați viața și se sperie, vrea să închidă această relație pentru că e frică. Se sperie pur și simplu. Simte că aveți puterea asupra lui sau a ei mai multă decât trebuie. Wow!
Sau probabil în urma acestei și Regina de Cupe, iarăși cum a apărut acolo. Știe că țineți, știe că iubiți sau iubiți, știe lucrul ăsta. Dar aici a avut o ceartă, a avut loc o ceartă care a dus momentan la un final. Da, ceva s-a încheiat aici, v-ați jignit destul de tare unul pe celălalt. V-ați spus aici vorbe urâte. Nu știu ce a fost aici cu cearta asta, vedeți voi, în trecut. Wow, deci ați fost totul pentru această persoană. Deci ați fost totul, ați fost femeia visurilor lui în cazul în care ați fost, în cazul în care sunteți femeie. În cazul în care sunteți bărbați, femeia asta este deosebită pentru voi. Este persoana pe care voi o vedeți cea mai frumoasă, cea mai dulce, cea mai. Wow! Dar nu-mi place aici, sunt niște chestii, s-au întâmplat aici niște lucruri. Probabil că, vedeți voi, deși este dragoste foarte mult între voi, s-au întâmplat aici niște lucruri, niște vorbe spuse la care persoana voastră iubită se tot uită, se tot gândește. Nu știu ce v-a spus aici, sau ce s-a întâmplat. Avem un 6 de cupe în inimă. Nu vă uită, dar l-ați rănit aici sau ați rănit-o destul de rău. Dar vă consideră încă sufletul pereche, vă consideră încă, vorbiți telepatic. Vedeți voi, în cartea asta e ca și cum voi stați și vă uitați în urmă la cum erați voi în trecut, la cât de frumoși erați împreună, la cât de mult vă iubeați, cât de multă emoție. Vedeți? Vă amintiți tot ceea ce a fost cândva. E amintirea a ceea ce a fost cândva. Da. La cât de multă fericire a fost în trecut. Și regina asta de cupe aici. Hai să văd. Oh. Persoana voastră s-a transformat, dar nu s-a transformat în ceva frumos. Da. Acum înțeleg. Deci toată povestea asta de dragoste e posibil să fi fost în trecut. Iar ce aveți în prezent, răceală, persoana asta s-a transformat, nu-și mai exprimă sentimentele, își pune bariere aici, deși în spate are focul ăla încă, uite, arde acolo. Da, voi nu știți asta, dar încă păstrează în secret toată dragostea asta și toată pasiunea asta pentru voi. Deși și-a schimbat foarte mult atitudinea față de voi. Și-a schimbat probabil atitudinea față de voi. Foarte, foarte mult. La cum ține sabia ridicată și în poziție dreaptă, înseamnă că în prezent impune niște reguli, niște restricții. Și cu 10 ăla acolo, din exterior. Din exterior vine altă ispită. Deci e posibil ca persoana voastră iubită să se fie uitat până la urmă la una dintre opțiunile care îi apar aici. Da. Dar vedeți voi, vine cu o legătură karmică. Diavolul nu e o ispită, o legătură karmică, ceva. Nu-i curat. Nu e o legătură curată, o legătură frumoasă, e o legătură de atunci când tu ești dependent de anumite lucruri. Vedeți voi, mai ales în cartea asta, e posibil ca persoana voastră să fie dependentă de cealaltă persoană din cauza faptului că Nu. Poate le văd eu greșit. Lăsați-le așa, să nu le mai încurcăm. Da, e posibil. E posibil să se fi uitat în urmă, să se fi uitat la altcineva. Și de aia s-a terminat relația voastră. Wow! Dar să știți că încă aici, în spate, deși arată că ar impune reguli și restricții, totuși să nu uităm că mai există un foc acolo în spate care încă mai arde. Da. Da, vedeți voi.
aici la cum vă gândește și cum voi ați îmblânzit persoana asta, ați îmblânzit-o, dar s-a simțit într-un fel și dominată, s-a simțit și iubită, dar și dominată de voi. Adică nu de dominată, s-a speriat de ceea ce simte pentru voi. Pur și simplu. Iar cu cealaltă persoană este el sau ea în control. Este el sau ea cel care are puterea asupra celelalte persoane. Vedeți voi? Da. Frica sau speranța? 4 de săbii. Atunci când probabil că e frică de boală, e frică să nu se îmbolnăvească, să nu. Când 4 de săbii avem o boală, avem o situație stagnantă, când tu nu poți să faci nimic, când stai într-o pauză, când nu ai parte de acțiune, se teme un pic de chestia asta. Încă are sentimente pentru voi undeva acolo, în adâncul sufletului, să știți. Deși această relație e posibil să fie încheiată, încă are sentimente, dar sentimente confuze, nu știe ce simte. Nu știe ce mai simte, parcă nu mai are nici informații, parcă nu mai știe nimic. Dar încă are, încă există acolo sentimente. Amintiri, sentimente, există. Dar cu regele ăsta de săbi aici, în ce s-a transformat, nu-mi place. Ia să mai văd o carticică. Wow, deci ce poveste frumoasă, Doamne, și s-a transformat aici în nu știu ce. În altceva. Children, copii. Copii. Unul dintre voi e posibil să aibă copii. E posibil să mai dea o șansă, dar nu acum. Nu simt ca și cum ar fi acum. Să mai dea o șansă aceste relații. Codependența. Are codependența asta față de altcineva. Posibil să fie aici din punct de vedere sexual, nu știu. Să fie legată o altă persoană. Persoana voastră. Nu știu, luați de aici numai ce rezonează, pentru că e o poveste foarte încrucișată. De fapt, nu e chiar încrucișată, dar e așa, un pic și dulce și amară. Da. Hai să mai vedem. Mai tragem o carte acolo pentru final. Să mai vedem. Ia să vedem. Da, eu zic că e bine să. Eu zic, nu zic, eu zic cărțile, că nu știu. Acum voi faceți cum credeți că e mai bine. Aici îmi arată că ar trebui să vă exprimați dragostea sau cel puțin să clarificați această situație. Deci, cumva să spuneți tot ceea ce aveți pe suflet. Cumva să încercați să aveți o convorbire cu persoana asta sau, nu știu, cumva. Cumva, să vedeți dacă mai are sentimente, nu mai are sentimente pentru voi. Pentru că aici mi-arată că ar fi bine să vă exprimați sentimentele. Da. Poate că are nevoie de vindecare persoana asta, poate că are nevoie să se rupă de relația toxică, într-o relație toxică în momentul de față. Da, să aveți încredere, vedeți? Să aveți încredere să vă exprimați sentimentele. Poate nu în totalitate. Nu știu cum să spun. Încercați așa, cumva, cumva să vă apropiați, să vedeți. Mai există o șansă? Nu mai există? Ce are de gând să facă? Mai îl puteți scoate din relația aia toxică sau nu? Sau e treaba pierdută? Da. Stați optimiști în legătură cu viața voastră amoroasă, pentru că lucrurile se vor întoarce în favoarea voastră. Da, să aveți încredere că totul se va schimba, totul se va întoarce în favoarea voastră la un moment dat. Bun, dragii mei și dragile mele, cam atât am avut pentru varianta numărul 2. O poveste foarte interesantă, foarte, foarte așa intensă. Da, o poveste extrem de frumoasă, care a luat o întorsătură destul de neplăcută la un moment dat. Da. Bun, cam atât am avut. Vă pup și vă aștept la mai multe detalii. Mai vedem ce mai fi, ce o să mai iasă, ce ne mai arată cărțile.
Bun, trecem la varianta numărul 3. Lasă-mi strâng capicelele între timp. Nu știu, sper să rezonați numai cu ceea ce vă spun eu frumos aici și să lăsați și urât în urmă, în spate, acolo undeva, să le aruncați. Pentru că mesajele pot fi mixte. Bun. Unde l-am pus? Aici. Bun, dragii mei, trecem la varianta 3. Cărțile au fost deja amestecate. Noi doar o să ne jucăm așa un pic cu ele. Varianta numărul 3. Vom face un fel de cruciuliță. Seamănă cu o cruce celtică, dar nu este exact cea originală, pentru că am personalizat-o un pic. Îmi place mai mult. Cel puțin eu așa o folosesc, asta o folosesc. Ne uităm puțin la situația voastră, dar mai mult încercăm să ne axăm pe persoana voastră iubită. Ce mai simte, ce mai are în gând, ce mai are în suflet pentru voi, persoana specială din mintea voastră. O persoană foarte specială. Ok? Haideți să vedem. Ok, dragii mei. Persoana voastră. Cum vă gândește pe voi. Cum simte, ce simte pentru voi, ce a fost în trecutul apropiat între voi, în viitorul apropiat, ce vine spre voi. Mă puțin să vă așezăm așa un pic mai bine. Cum este influențată persoana voastră din exterior? Cum se simte sau ce simte în legătură cu influențele din exterior? Ce frici, ce speranțe are și cum se va termina această poveste între voi doi. Adică, nu cum se va termina acum, la ce se va ajunge. Mă puțin să mă uit. Carul, succes! O, la capătul pachetului avem un mare succes în urma unui blocaj. Bun, haide să vedem despre ce e vorba. Persoana voastră iubită. Un nou început aici. Wow! Un nou început plin de stabilitate. Asta mi arată primele două cărți. Avem Nebunul și Asul de Pentacule. În cartea Nebunul, persoana voastră este așa, se simte foarte îndrăzneață. Poate că ia o decizie aici un pic cam negândită, aș putea să spun. Dar o să-i aducă bucurie, o să-i aducă stabilitate. Deși se riscă aici, riscă ceva foarte mult. Da, e ceva riscant aici ce face persoana voastră. Adică nu se bazează ceea ce face persoana voastră, nu se bazează pe ceva ce știe că va urma, da, bun, mă duc în locul cu tare, știu exact ce și cum e acolo. Nu, nu știe nimic. Dar o să aibă un mare succes cu riscul ăsta. Ok, haideți să vedem. Bun. Mai poate fi și că în preajma voastră se simte foarte, foarte împlinit, se simte ușor, se poartă prostesc. Aș mai putea spune că se poartă un pic copilăresc, un pic prostesc în preajma voastră. Așa, dă impresia de prostănac sau prostănacă. Bun. Cum vă gânde... Wow! Cum vă gândește persoana voastră? Mai pot să mai zic ceva? Nu. Regele de cupe și asul de cupe. Deci persoana specială din mintea voastră, pot să spun că vă iubește din tot sufletul. Acum, să sperăm că nu se modifică absolut nimic la clarificări. Dar ce văd acum aici? Deci vă pot spune că persoana asta chiar vă iubește, are o mare, mare dragoste pentru voi. Bun. Ce are în suflet? Ia să vedem. Am avut un 7 de bâte întors un pic invers și avem un 6 de pentacule. Vrea să dăruiască și să primească în aceeași măsură. Are un suflet destul de mare persoana voastră, dar nu prea știe să lupte. Deci dacă el, de exemplu, sau ea, are o idee, o ține acolo strânsă. Sau dacă ceilalți spun ceva despre voi, nu ripostează, tace, pur și simplu. E ca și cum nu știe să riposteze, nu știe să se lupte cu ceilalți, nu știe să-și apere drepturile, nu știe să vă apere pe voi. Da, poate că de aceea avem aici și prostănacul, în care persoana voastră, Nebunul, prostănacul, na, spuneți cum vreți, se poartă un pic copilărește, un pic prostește, așa dă o impresie ușor de
Nu-i pasă. Dar îi pasă, chiar îi pasă, pentru că ce are în minte aici e nebunie mare. Dar e o dragoste necondiționată, e o iubire pură, e foarte, foarte multă iubire. Dar nu știe să se poarte, persoana asta chiar nu știe să se poarte. Bun, ia să vedem ce avem aici în trecutul apropiat. Wow, avem o victorie, deci persoana asta a fost lăudată, a avut o victorie, a câștigat ceva, a fost ok. Și dintr-o dată a trecut la un 5 de cupe, în regret și în plâns și în... A fost așa un pic on-off. Deci a simțit că are o victorie cu voi. Sau voi ați simțit că aveți o victorie cu persoana asta. Și dintr-o dată am trecut la un 5 de cupe unde avem regret, avem păreri de rău. În loc să progresăm, noi am coborât, am luat-o în jos. Bun, hai că vedem imediat, ne uităm să vedem ce și cum. Viitor apropiat. În viitor apropiat, persoana voastră începe să învețe ceva sau are un nou loc de muncă. Începe ceva nou. Ceva nou. Deci cu asul de bâte aici și cu pajul de pentacule. Pajul de pentacule pentru mine e cartea ucenicului. Atunci când tu înveți o meserie nouă, când tu înveți ceva nou, ceva ce n-ai mai făcut până atunci, ești un începător, ești, nu știu, o iei de la zero așa. Și cu pasiune, cu asul ăsta de bâte aici, ai pasiune multă pentru ceea ce tu vrei să faci. Pentru nouă s-a început aici. Pentru că aici avem și un nas. Avem și un nas de pentacule, vedeți voi? Unde persoana voastră se aruncă aici în gol, dar el vede foarte mult potențial. Deci pentru voi pare total prostesc ceea ce face, dar el vede foarte mult potențial în ceea ce urmează să facă. El vede un mare succes acolo. El sau ea, luați cum rezonează acum. Și se pare că, într-adevăr, va fi ceva, nu chiar atât de mare cum se preciza la început, pentru că va trebui să învețe foarte multe lucruri, nu e chiar așa ușor. Cumva, poate că persoana voastră și are tendința cumva să exagereze, să vadă lucrurile așa, ca și cum se întâmplă click. Și nu vede progresul sau nu vede prin ce trebuie să treci ca să ajungi într-o anumită etapă. Are impresia, se uită așa de la început, sare direct, hop, ca și cum, a, bun, ajung direct la succesul ăsta. Probabil că de aceea avem și aici în trecutul apropiat o persoană care își dorește succesul, își dorește să fie învingătoare și sfârșește cumva prin a plânge, prin a fi dezamăgit, prin a avea regrete, pentru că nu vede tot progresul ăsta care trebuie trecut. Știți? Nu știe să ia lucrurile așa ușor, step by step. Se duce așa, bum, direct spre final. Bun, haideți să vedem. Dar pentru voi acum dacă vorbim exact pe dragoste, are o pasiune aici extraordinară pentru voi și vine către voi cu numai puțin să vine către voi cu un nou început, ca și cum vreau să începem ceva nou, vreau să ne luăm de la capăt, vreau să încercăm, hai să încercăm. Numai puțin, cățelul meu vrea apară și trebuie să pun un pic pe pauză. Îmi cer mii de scuze. Bun, îmi cer mii de scuze. Da, e ca și cum... Da, pare o persoană așa foarte zvăpăiată, dar și necoaptă în același timp. Cumva imatură. Vedeți voi? Foarte imatură persoana asta. Deși ar trebui să fie matură, după cum văd. Dar îmi pare foarte, foarte imatură, ca și suflet, ca și gândire, așa un pic, nu știu, îmi pare că ia lucrurile prea, prea în joacă. Ce vine din exterior către persoana voastră? Din exterior vine un nouă de cupe. Invitația către petrecere, către distracție, către băutură, poate, către, nu știu, ceva de genul ăsta. Poate care de face aici cu o fecioară. Prieteni, mai putem spune, sau are momente când are tendința să cadă în depresie sau are nevoie de ceilalți, are nevoie de ceilalți să-l îndrume tot timpul, să-i arate, hei, ai grijă, vezi că aici așa, vezi că aici așa, adică fără persoanele din exterior care să-i arate tot timpul drumul, cam se riscă. Se riscă destul de mult persoana voastră. Bun.
Povestea mai ciudățică aici, dar vedem noi. Cum îl afectează? Încearcă. Vedeți, persoana... Totuși, nu știu cum să spun. Are un suflet totuși curat. Are un suflet curat, pentru că din toate cărțile, așa în ansamblu, văd foarte multă, foarte multă sinceritate, foarte multă naivitate, aș putea să spun, într-un fel. E o persoană ușor naivă. Da, vede lucrurile așa prea în roz. Prea ușor de făcut. Și când dă cu nasul de greutăți, se sperie. Ia să vedem ce frici are aici. Frica de judecată, frica de a pleca de mai departe, de a merge mai departe. Se teme de asta. Da. Se teme de a pleca departe de casă, de a pleca departe de voi. Se teme să nu fie judecat de ceilalți, de... Când își dă seama de ceea ce face câteodată, parcă e un pic cam târziu tot timpul pentru această persoană. Wow! Și cum o să se termine această... Adică, cum o să termine? La ce se va ajunge? La un 10 de cupe și la o căsătorie, la o stabilitate. Deci, până la urmă, se pare că veți reuși să dați pe braț această persoană. Deci, foarte frumos. Se va ajunge la ceva extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Deci persoana asta chiar își dorește ceva cu voi foarte, foarte stabil. Voi sunteți fericirea acestei persoane. Vedeți voi? Își dorește stabilitate cu voi. Își dorește un contract cu voi. Își dorește să ajungă la 10-ul ăsta de cupe împreună cu voi. Foarte frumos. Numai, v-am spus, pare ușor naivă, ușor, parcă ușor de păcălit persoana asta. Nu știu cum să spun. Așa, are un suflet prea curat pentru lumea asta. Bun. Hai să mai vedem. Hai să vedem. Ne uităm puțin în... Mai tragem o carte pentru a le clarifica pe celelalte. Poate că ne iese altceva la clarificări, cum se întâmplă de obicei. Încă nu. Ups. Da, sunt și niște bariere aici și niște frici. Are și niște frici aici în minte, în legătură cu voi. Își pune așa niște bariere din când în când. Parcă se teme de emoțiile pe care le simte, parcă se teme de dragostea asta pe care o simte. Pentru că e prea mult. E prea mult. Deci e mult oricum când ai regele de cupe, oricum e acolo multă, multă emoție, dragoste, fericire, tot. Și mai e și asul de cupe lângă. Deci e deja... Ești pierdut. Gata, ești. Nu mai știi de tine. Da, încearcă aici să-și pună așa niște bariere, se teme un pic, dar nu știu cât de mult reușește, pentru că aici e ocean. Ocean de... Da, avem un cavaler de bâte. Cavalerul de bâte nu prea e stabil, vedeți voi? El vine foarte cu pasiune, cu entuziasm, el vrea să facă lucrurile frumos, să iasă, să nu știu ce. Azi e așa și mâine e gata, nu mai... Nu, are deja alte idei. Mâine alt flutura și distrage atenția. Cam așa e cavalerul de bâte. E așa genul ăla on-off. Da, un pic. Un pic. Hai să vedem. Oh, avem o regină de spade aici. Da, probabil că voi ar trebui să vă impuneți un pic în fața acestei persoane sau cel puțin să nu mai o lăsați să facă ce vrea cu voi. Să creați aici un pic de graniță, să creați un pic de... Da? Să nu lăsați un pic garda jos. Un pic așa să-l puneți la punct. Pentru că are, oricum, are o pasiune extraordinară pentru voi și are și iubire și pasiune. Deci e... Puteți să vă jucați așa un pic, nu mult. Un pic. Un pic, așa, cât să fie bine. Da, și avem aici în trecut apropiat un cavaler de cupe. Da, vedeți, iarăși cupe, iară un cavaler de cupe, atunci când vine și vă oferă dragostea lui, vă oferă tot ce simte, vă zbile de pe tavă. Și în suflet, în minte ne-am uitat, în suflet, ce simte? Multă putere, îi dați foarte multă putere acestei persoane, îi dați curaj. Cred că vă încurajați unul pe celălalt aici, într-un fel, vă încurajați reciproc. Ce vine din exterior?
posibil să aibă de-a face aici cu două persoane, cu o fecioară și un scorpion, sau e posibil să din exterior să-i vină foarte multă schimbare. Cumva ciudat aici exteriorul, ce vine către el din exterior. Văd persoane aici care parcă așa îmi arată un pic imaginea ca și cum ceilalți ne invită sau o invită, hai să ieșim, hai să mergem, hai să facem, hai să dregem. Da, îi invită cumva la ceva petrecere, la băutură, văd băutură multă. Bun. Și cum se simte? Cum se simte? Se simte bine. Chiar îi place. Da, văd o petrecere aici. Va avea loc o petrecere sau va fi invitat la o petrecere. Și se bucură să meargă. Adică nu refuză. Bun. Aici, la frica și speranța, avem de 2 ori 8 de cupe. Deci, frica cea mai mare a acestei persoane este ca voi să nu plecați. Sau voi aveți frica asta, dar aici vorbesc de persoana voastră, să nu plecați, să nu plecați din viața lor sau să nu vă îndepărtați sau distanța dintre voi doi. Nu. Dacă sunteți la distanță unul de celălalt, aici, nu știu, în 8-ul de cupe e atunci când cineva pleacă. Și vedeți voi la fel de 2 ori. 8-ul de cupe cu 8-ul de cupe. Deci nu vrea să rămână fără voi, nu vrea ca voi să plecați, să vă îndepărtați din viața acestei persoane. Nu vrea pur și simplu. Asta e frica cea mai mare, să nu cumva să plecați. Să nu cumva să părăsiți persoana asta. Să nu vă găsiți alte idealuri sau alte idei. Ok. Și soarele la final. Nu, aici e o poveste foarte frumoasă, să știți. Nu știu cine și-a ales varianta numărul 3. E foarte încălcită, dar în același timp are un final extraordinar. Deci ce mai poți să cer? Când tu ai... Deci, într-un final, se ajunge la ceea ce cu toții ne dorim și întotdeauna oricine își poate dori asta. Hierofantul, 10-le de cupe și soarele. Deci, ce poate fi mai frumos de atât? Deci, povestea asta se închide într-un mod extrem de, extrem de frumos. Hai să văd, mai văd eu aici o chestie. Sunt eu curioasă. Cavalerul de cupe. Da, se merită să așteptați după persoana asta. Vedeți voi? Vă spune că se merită. Și acum poate că sunteți la distanță cu optarea acolo. Poate că sunteți la distanță unul de celălalt. Dar persoana asta vrea să-și exprime dragostea față de voi. Sau și-o exprimă deja dragostea față de voi. Avem aici în trecut și niște regrete și niște declarații și mai multe lucruri. Ia să văd aici pe dragostea asta mare ce e. Flirt. Bun. Foarte multă pasiune are pentru voi persoana asta. Deci o legătură foarte frumoasă aici. Și cu suișul și coborâșul, dar în general așa e o legătură normală, o legătură frumoasă. În cazul în care nu sunteți, pentru că aici nu prea văd distanță între voi și cealaltă persoană. Sincer vă spun, nu prea văd distanță. Văd frica să nu plecați sau frica să nu vă piardă. Văd frica asta, dar nu văd distanța aia fizică. Știți? Nu presupune că sunteți împreună, deci totul e ok. Și aveți așa, întâmpinați niște obstacole, dați niște chestii mărunte care le văd eu pe aici, nu cine știe ce. Chemarea sufletului perechi. Da, e o legătură extrem de frumoasă. Bun, varianta numărul 3, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Încurcătură aici, câteva minuscule, nu prea mari, dar foarte frumos. Ok, oameni dragi, cam atât am avut și pentru voi. Vă pup și vă aștept la alte etalări, dacă sunteți interesați. Și numai bine, să fim iubiți toți! Ceau!